despre trei împărați, Zaharia, Shalum și Menahem. Începem cu versetul 8. În al 38-lea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda a început să domnească peste Israel la Samaria, Zaharia, fiul lui Roboam. A domnit 6 luni. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și părinții lui. Nu s-a abătut de la păcatele lui Roboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. Shalum, fiul lui Iabeș, a uneltit împotriva lui, l-a lovit înaintea poporului și l-a omorât, și în locul lui a domnit el. Celelalte fapte ale lui Zaharia sunt scrise în Cartea Cronicilor Împăraților lui Israel. Astfel s-a împlinit ce spusese lui Iehu Domnul, care zisese: fiii tăi până la al 4-lea neam vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel. Shalum, fiul lui Iabeș, a început să domnească în al 39-lea an al lui Ozia, împăratul lui Iuda. A domnit 1 lună la Samaria. Menahem, fiul lui Gadi, s-a suit din Tirța și a venit la Samaria. A lovit în Samaria pe Shalum, fiul lui Iabeș, și l-a omorât, și în locul lui a domnit el. Celelalte fapte a lui Shalum și uneltirea pe care a făcut-o sunt scrise în Cartea Cronicilor Împăraților lui Israel. Atunci Menahem a bătut Tifsahul și pe toți cei ce erau în el, cu ținutul lui dinspre Tirța. L-a bătut pentru că nu-și deschisese răporțile și a spintecat pântecele tuturor femeilor însărcinate. În al 39-lea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel Menahem, fiul lui Gadi. A domnit 10 ani la Samaria. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Nu s-a abătut cât a trăit de la păcatele lui Roboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. Pul, împăratul Asiriei, a venit în țară și Menahem a dat lui Pul 1000 de talanți de arginți ca să-l ajute să-și întărească domnia. Menahem a ridicat argintul acesta de la toți cei cu avere din Israel ca să îl dea împăratului Asiriei. I-a pus să dea fiecare câte 50 de sicli de arginți. Împăratul Asiriei s-a întors înapoi și nu s-a oprit atunci în țară. Celelalte fapte ale lui Menahem și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor Împăraților lui Israel? Menahem a dormit cu părinții săi și în locul lui a domnit fiul său Pekahia. Amin. Mulțumesc, frații mei, vă invit să vă reașezați. De o bună bucată de vreme studiem împărații lui Israel, regatul lui Unit, Saul, David, Solomon, regatul lui de Sud și regatul lui de Nord. Aproximativ 42 de împărați. Spun aproximativ pentru că există acolo o împărăteasă, Atalia, care s-a autointrodus. Am vrut ca în ciclul acesta de predici, care sunt biografice, adică vorbesc, privesc la oameni, să ne uităm la oameni care au avut competențe înalte în țara lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu, și să învățăm din calitățile și defectele lor. Vechiul Testament este plin de povestiri despre împărați. Este bine ca să cunoaștem împărații aceștia, să știm cel puțin câte ceva despre ei, despre familiile lor, pentru că în felul acesta Cartea Domnului nu va mai fi așa de străină și secretoasă față de noi. Noi trebuie să cunoaștem Evanghelia din ce în ce mai bine. Pentru că anul acesta este pe sfârșit și pentru că nu vrem să intrăm cu această temă în anul viitor și pentru că acești ultimi împărați ai regatului de Nord sunt împărați care au domnit puțin și Biblia spune extrem de puține lucruri despre ei, pentru că mai avem doar 2 joi împreună în care putem să vorbim despre lucrurile astea, am împărțit ultimii 5 împărați în 2 categorii, 3 în seara asta și 2 într-o altă seară de joi, și în felul acesta vom isprăvi ceea ce am început, adică studiul despre împărați. În seara aceasta vom vorbi despre 3 împărați, așa cum am citit din Biblie despre ei, despre Zaharia, despre Shalum și despre Menahem. Regatul de Nord, partea de Nord a țării,
A fost înființată în anul 930 ca și regat separat și independent de regatul de sud. Anul 930 este anul în care a murit Solomon. Și când Solomon a murit, Roboam n-a fost în stare să gestioneze criza din urma morții lui Solomon și nu s-a putut înțelege cu Ieroboam, care a uneltit cu viclenie, și în felul acesta țara s-a rupt în două. Așa se face că o parte din țară s-a dus în nord, capitala a fost la Tirța, până la Omri, tatălui Ahab, când s-a mutat la Samaria. Și regatul de sud a rămas în Iudeea cu capitala la Ierusalim. Ei bine, regatul de nord a luat naștere cu 930 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos și a rezistat 200 de ani, 205 ani, respectiv până în anul 722, când unul dintre cei mai mari și mai sângeroși împărați ai Imperiului Asirian, Salmanasar al V-lea, fiul marelui rege Tiglatpileser al III-lea, despre care vorbește Biblia, a asediat regatul de nord, Samaria, i-a distrus, i-a dus în robie, i-a mixat cu alte etnii și pur și simplu niciodată acest regat nu s-a mai restaurat. Acest rege al Asiriei a asediat 3 ani țara, capitala, a cucerit-o și pur și simplu a distrus-o pentru întotdeauna. După aproximativ 2 secole, în care au fost pe tronul țării 19 împărați, Israelul, care ia naștere într-un context al răzvrătirii, este distrus în același context. Dacă nu ar fi fost proroci dintre cei numiți de noi în Biblie mari și mici, care să slujească în regatul de nord, probabil că ar fi fost distrusă mult mai devreme partea de nord a Israelului. Domnia acestor 3 regi pe care ne-am propus să îi avem în observație în această seară, Zaharia, Shalum și Menahem, se derulează într-o perioadă de 10 ani și 7 luni. Imaginați-vă ce instabilitate creează aceste schimbări. Orice rege când vine, chiar dacă slujește în baza unei constituții, chiar dacă slujește într-o anumită cultură, chiar dacă respectă anumite tradiții naționale, el totuși are un anumit specific, face lucrurile într-un anumit fel, ca și un păstor în biserică, ca și un șef la lucru, ca și un stăpân care își cumpără o mașină second hand de la altcineva. Probabil că acesta frânează mai brusc decât cel care a avut mașina prima oară. Probabil că schimbă uleiul mai târziu și dintr-o dată mașina simte că e un alt om care o cârmuiește. Ei, tot la fel se întâmplă cu un împărat. Imaginați-vă că în 10 ani s-au schimbat 3 împărați. Asta a creat o instabilitate teribilă în stat. Pentru că fiecare împărat îi dătea pe unii la o parte și aducea oamenii lui, guvernul lui cu care se putea înțelege. Accentua ceva mai mult, unii accentuau mai mult aspectul militar, altul poate accentua mai mult agricultura. Și țara era pur și simplu răvășită de aceste schimbări și nu-și mai găsea liniștea, echilibru, direcția. A fost foarte greu. Aș vrea să privim puțin la acești 3 împărați și să spunem câteva cuvinte despre fiecare. Primul dintre ei este Zaharia. Scriptura ne spune că el a domnit o jumătate de an, 6 luni, în Samaria. El a domnit 753-752 și a fost ucis de Shalum, un bărbat care a devenit împărat în locul lui. Împăratul Zaharia a fost fiul lui Ieroboam al II-lea, despre care noi am vorbit joia trecută. Și acest Zaharia este ultimul împărat al dinastiei lui Jehu. Dinastie înseamnă monarhia care se derulează trecând de la tată la fiu. Dacă în Israel a fost o singură monarhie, o singură dinastie a lui David, în regatul de nord, au fost foarte multe dinastii, că la un moment dat, dacă cineva omora pe împărat, nu-l omora fiul lui, îl omora un străin și dinastia trecea de la împăratul X
și de la copiii lui care au fost 1, 2, 3, 5, cum a fost dinastia lui Iehu, cea mai lungă, trecea la altcineva, la o altă familie și era o altă dinastie. Și atunci fiecare dinastie care venea omora toate rudele fostei dinastii care să, ca să nu se răzbune cineva pe ei, să fie liniștiți că nu mai are cine să le încurce, cine să le creeze probleme. Biblia menționează despre Zaharia că a făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și părinții lui. Celebra afirmație care se repetă de 19 ori cu privire la cei 19 împărați din regatul de nord. De asemenea, Biblia menționează, ca și la ceilalți, că nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, acest celebru Ieroboam, primul împărat al regatului de nord, care a introdus idolatria în țară, în Israel, la nivel de religie națională. Și la toți ceilalți 18 împărați se menționează că nu s-au abătut de la păcatele lui Ieroboam, care a făcut pe Israel să păcătuiască. Omul acesta a devenit celebru prin nebunia lui și prin pângărirea casei lui Dumnezeu și a poporului lui Dumnezeu. După asasinarea lui Zaharia, regele Israelului, ultimul din dinastia puternică și cea mai de durată din Israel, respectiv a lui Iehu, așa cum am menționat mai devreme, istoria laică și scriptura ne ajută să înțelegem că următorii 30 de ani, adică ultimii 30 de ani, până când au venit asirienii și au șters de pe fața pământului partea aceasta de țară, regatul de nord, țara pur și simplu a fost în anarhie, nu și-a mai găsit echilibru, nu a mai avut armată, au pierdut teritorii, din ce în ce mai multe teritorii, toți au rupt din țară câte o bucată de pământ, toți i-au bătut și le-au cerut tribut și o să vedem puțin mai târziu la al doilea împărat, la al treilea împărat, cât de mare a fost tributul pe care l-a plătit. Aproape că am făcut calculele de câteva ori că nu mi-a venit să cred că o cantitate așa de mare de argint a trebuit să plătească evreii la asirieni pentru ca să nu fie omorâți. Pur și simplu au plătit cu argint să fie lăsați în viață. Cei care de-a lungul istoriei au fost păziți de Jehova, de marele Dumnezeu și de atotputernicul Dumnezeu, acum au fost lăsați expuși pentru că păcatul i-a scos de sub binecuvântare și de sub protecție. Au devenit vulnerabili și n-a mai avut cine să-i păzească. Cel care nu dormitează nu i-a mai păzit pentru că au băut păcatul ca pe apă și nu s-au abătut de la păcatele lui Ieroboam, n-au vrut să se pocăiască. S-au luat la întrecere cu Dumnezeu, au intrat în competiție cu Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a lăsat pradă oamenilor puternici din jurul lor, care i-au înghițit, care i-au manipulat și care i-au jefuit. Al doilea împărat este ucigașul lui Zaharia și numele lui este Shalum. El a domnit o lună, exceptând domnia lui Zimri, care este împăratul cu numărul 5, care a domnit doar o săptămână. Shalum este cel de-al doilea cu cea mai scurtă domnie în Israel. Ce ai putea să faci într-o lună? Nici n-a apucat săracul să se bucure de tronul pe care l-a câștigat omorând pe fostul împărat. Și din nou se repetă legea veșnică a Bibliei, că ce seamănă omul, aceea va secera. Așa s-a întâmplat și cu el. L-a omorât pe împăratul lui și un supus de-al lui l-a omorât pe el, care era împărat. Observați, vă rog, că Scriptura ne spune că după ce a fost asasinat, omul acesta a început să domnească, cel de-al treilea împărat, Menahem. Ne spune că a fost un împărat foarte aspru, un împărat greu de înțeles. Așa de tare s-a enervat pe un oraș. Orașele din vechime se numeau cetăți, care erau înconjurate cu ziduri groase și cu porți care uneori erau închise, blocate, pentru ca să nu fie jefuiți de anumite armate care veneau peste ei. Ei bine, la un moment dat el a vrut să intre într-o cetate, cetatea a fost închisă, n-a primit ajutor și când a ajuns împărat, când a avut armata la dispoziție, pur și simplu s-a dus peste cetatea aceea și pe toate femeile însărcinate le-a spintecat burta cu sabia. Vă puteți imagina ce sadism, ieși din comun. Omul ăsta a ajuns împărat, un nebun, un dezechilibrat.
Un om bolnav, un obsedat. Pe ce să conducă ăsta țara? Pe cine să conducă când el și-a permis? Nu să omori un om și să zici, gata, m-am răzbunat, mi-ajunge. Toate femeile însărcinate din orașul ăla, pe toate le-a spintecat burta. Numai imaginați-vă ce jale a fost acolo. Numai imaginați-vă ce or fi zis bărbaților, rudelelor, părinților. Și ăsta domnea peste ei. Păi cum să-l mai iubești și să-l mai respecti pe regele ăsta? Ăsta e bolnav. Ăsta trebuie închis. Ăsta e un om care n-are control, n-are discernământ. Ce țară să fie asta condusă de un astfel de un om dezechilibrat? Un împărat trebuie să fie un om cu scaun la cap. Asta nu înseamnă că el nu poate avea anumite slăbiciuni, greșeli de o clipă, accidentale. Dar să ajungi la astfel de fapte care sunt pur și simplu inexplicabile și după aceea să fii împărat. Și 10 ani, 10 ani a fost împărat, puțin peste 10 ani. Cel de-al treilea împărat e Menahem. Este evident că teritoriile pe care Ieroboam al doilea le-a recuperat de la sirieni au fost pierdute rând pe rând și ultimii 3 ani de domnie ai acestui al treilea împărat Menahem au fost foarte grei. De ce? Pentru că Asiria, Imperiul Asirian, care fusese foarte puternic înainte, a avut un moment de declin, pentru că puterea unui imperiu depinde de împăratul lui. Dacă era un împărat ager, un împărat înțelept, bun organizator, care atrăgea pe lângă el generali, care câștiga fonduri să mobilizeze armata, să cumpere soldați, să instruiască și stătea în fruntea lor și îi motiva, atunci dintr-o dată el câștiga teren, câștiga teritorii, se întărea domnia, dar și acolo veneau împărați mai buni și împărați mai slabi. Și la un moment dat, asirienii au 2 împărați de excepție, pe Tiglat-Pileser și pe Salmanasar, fiul lui. Și în acești ultimi 3 ani de domnie, dintre cei 10 al lui Menahem, Imperiul Asirian a ieșit la atac și a început să cucerească teritorii. Asiria încă nu s-a oprit în Israel, dar a trecut pe lângă ei și a vrut să-i lovească. Și uitați ce spune Biblia. Pul, împăratul Asiriei, a venit în țară. Citesc din versetul 19. Și Menahem a dat împăratului 1000 de talanți de argint. 1000 de talanți de argint. Un talant are 34,5 kg. Cât fac 34 de kg, punct 5, ori 1000? 34 de tone. 34 de tone de argint a dat împăratului Asiriei ca să scape cu viața. Și lucrul acesta l-a făcut odată. De unde atâta argint? Apoi Scriptura ne spune că recunoscând puterea Asiriei, căreia nu-i putea să-i reziste, el a impus la fiecare persoană sau familie bogată din țară să plătească câte 6 kg de argint, tribut împăratului asirian. Priviți versetul 20. Menahem a ridicat argintul acesta de la toți cei cu avere din Israel ca să-l dea împăratului Asiriei. I-a pus să dea fiecare câte 50 de siclii de argint. 50 de siclii de argint. Asta înseamnă 6 kg de argint de familie sau de persoană. Privind la împărații aceștia, ne uimim de deciziile care le-au luat ei, de nebunia pe care și-au permis-o uneori și nu ne mirăm că poporul lui Dumnezeu, țara, cetățenii, au ajuns așa de departe de Dumnezeu, descurajați pentru lucrurile sfinte, descurajați să facă afaceri, descurajați să se mai înroleze în armată ei și copiilor, băieților și pur și simplu în ultimii 30 de ani, adică de la acești împărați, 30 de ani au mai fost până când țara a fost ștearsă de pe fața pământului, partea de nord. Țara a trăit într-o dezordine totală, într-o confuzie totală, în foamete, pentru că toți erau dezorientați, toți erau dezorganizați, nu mai aveau resurse, nu mai aveau armată, nu mai aveau lideri, nu mai erau organizați pe plan social, administrativ și oamenii aceștia
Pur și simplu și-au pierdut direcția, motivația. Ierusalimul era departe cu templu, cu preoții. Dealurile erau pline de idoli, tot felul de bețe, de lemne înfipte, unde se închinau la Baal, la Astartea. Era religie națională. Împăratul îi descuraja să meargă în regatul de sud, să se închine la Ierusalim, de frică să nu migreze în masă populația în regatul de sud. Așa se face că oamenii aceștia s-au animalizat aproape, iertați-mi expresia. Ea e dură, dar vrea să exprime o dimensiune complicată în care a trăit țara asta, poporul Domnului. Noi suntem tentați să-i disprețuim și să spunem că au fost răi, că s-au îndepărtat de Dumnezeu. Toate astea sunt adevărate, dar numai încercați să înțelegeți fenomenul contextual în care au trăit oamenii ăștia. Asta nu-i scuză pe ei. Dovada e că Dumnezeu i-a pedepsit. Ei au fost responsabili pentru ce au făcut. Dar ascultați-mă, au avut niște oameni fără minte în fruntea lor, care pur și simplu i-au jefuit nu numai de resurse materiale, i-au jefuit de resurse spirituale, emoționale și intelectuale. Pur și simplu i-au luat orice demnitate umană. Au fost în bătaia puștii la orice imperiu care se ridica. Toți i-au bătut, toți i-au jefuit, toți le-au luat fetele pentru haremurile lor și băieții pentru armatele lor. Le-au luat banii, le luau recoltele. Când se făcea recolta, se cocea și era gata să fie recoltată, veneau și le luau. Oamenii aceștia au trăit într-o vreme foarte complicată și toate acestea doar pentru că s-au îndepărtat de Dumnezeu. Ei, bătrânilor și împăraților. Fraților, aș vrea să tragem câteva concluzii și să observăm că despre toți acești împărați se menționează că au umblat rău înaintea Domnului. Atunci când un om umblă bine sau umblă rău, este urmarea unei decizii pe care el o ia în sufletul lui, ce să facă cu viața lui. Un om care devine alcoolic, devine alcoolic pentru că omul ăsta devine tolerant la alcool și începe să folosească alcoolul. Începe să folosească alcoolul mai întâi din plăcere, controlat, bea câte puțin, până când acest alcool creează dependență, îi se urcă în cap și nu-l mai poate controla. Și atunci alcoolul controlează pe el, nu-l mai controlează el pe alcool. La început el controlează, după aceea controlează alcoolul, iar el devine robit și nu se mai poate lăsa. Așa se întâmplă nu numai cu alcoolul. Așa se întâmplă cu orice lucru cu care un om se obișnuiește. Fraților, inclusiv cu îmbrăcămintea. Dacă un om devine prea tolerant cu goliciunea, nu o să se mai simtă deloc jenat. Toată lumea se uită la el și se miră și lui se pare normal și spune: da, ce domnule, credința e în inimă, nu e în haine. Auzi tu, credința e în inimă. Asemenea acestor împărați, fiecare dintre noi într-o zi ne vom încheia alergarea și noi vom muri într-o zi, mai devreme sau mai târziu. Și pe noi ne va chema Dumnezeu acasă. Aș vrea să vă pun trei sau patru întrebări care sunt puse acestor împărați și pe care eu, ca o aplicație practică, aș vrea să le punem pentru noi. Prima dintre ele: Biblia ne spune că oamenii ăștia, după ce au murit, Dumnezeu a spus că au făcut ce este rău înaintea Domnului. Ei au murit, pomenirea lor s-a șters, a rămas doar o propoziție care definește tot ce au făcut ei în viața lor. Și propoziția aceasta era următoarea. Asta a mai rămas scris despre ei: au făcut ce este rău înaintea Domnului. Fraților, noi acum suntem în activitate, chiar dacă suntem mai tineri sau mai în vârstă, ne mai putem mișca, dar după ce noi vom merge la lucrurile veșnice, despre noi se va spune o singură propoziție: a făcut, a umblat rău înaintea Domnului sau a umblat bine înaintea Domnului? Atât. Mai rămâne un album de poze pe care copiii o dată sau de două ori în viață îl mai răsfoiesc și atât. Și înaintea Domnului se va repeta o propoziție: a făcut ce este bine înaintea Domnului sau a făcut ce este rău înaintea Domnului? Ați vrea încă o dată să vă încordați în conștiința dumneavoastră și să acceptați faptul că tot ce facem în amănuntele zilnice ale vieții contribuie ca această propoziție, ce se va generaliza, să meargă înspre rău sau înspre bine?
Înțelegeți faptul că mai putem schimba culoarea situației pentru că încă mai suntem în viață? A doua întrebare. Biblia ne spune despre Zaharia: nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam. Pur și simplu el a luat... Ieroboam acesta a creat o cultură, o tradiție în Israel, dar era păcătoasă și idolatră. Și toți împărații au trăit în ea, că era tradiție națională, nu? Ei, Biblia ne spune că despre împărații lui Israel s-a spus: nu s-au abătut de la tradiția națională păcătoasă și idolatră. Când noi vom trece la Domnul, ce se va spune despre noi, pe lângă faptul că am umblat bine sau rău înaintea Domnului, se va spune că ne-am abătut sau nu ne-am abătut de la Biblie, am respectat sau n-am respectat Scriptura. A treia întrebare: a păcătuit fiind influențat de cineva. Zaharia, Shalum și Menahem au păcătuit fiind influențați de Ieroboam, Ieroboam 1. Ei au fost împărații cu numărul 13, 14 și 15 și i-au influențat împăratul cu numărul 1. La 200 de ani distanță în urmă, 200 de ani în urmă s-a creat o cultură de care ei au fost robiți. Au fost influențați de ea. Fraților, noi putem fi influențați de niște obiceiuri create cu 200 de ani în urmă, în negura istoriei, a trecutului strămoșilor noștri. Cultură sau obiceiuri sau tradiții care pot fi idolatre, care pot fi inspirate din păgânism. Și nici nu știm de unde, le luăm ca bune doar pentru faptul că în etnia noastră, în poporul nostru, în cultura noastră se repetă. Și noi nici nu știm care e originea acestor obiceiuri. Și le practicăm fiind mândri că suntem români. Că dacă suntem români, e mâncare specifică românească, e port specific românesc, sunt obiceiuri naționale specifice românești, că doar nu fi chinezi. De parcă tot ce e chinezesc e bun sau rău, sau tot ce e românesc e bun sau rău. Numai ce e biblic e bun și ce e nebiblic e rău. Ultima întrebare: a influențat pe cineva să păcătuiască? Fiecare dintre noi influențăm pe oamenii din jur. V-ați întrebat vreodată dacă nu cumva am influențat pe unii în rău? V-ați întrebat vreodată dacă am învățat ceva din lucrul ăsta și suntem pregătiți să influențăm pe toți oamenii în bine? Cât putem să facem bine pentru că s-au adăugat experiențe la viața noastră și am devenit mai înțelepți, mai atenți? Nu mai facem greșelile care le-am făcut în trecut pentru că am observat că am greșit și acum suntem puțin mai atenți, puțin mai vigilenți ca să nu influențăm pe oameni la rău, că e ușor să influențezi pe cineva la rău, dar e greu să influențăm la bine. Scumpii mei, o să ne rugăm din nou în încheierea serviciului divin și din toate gândurile astea pe care Domnul mi le-a pus pe inimă să le spun, gândiți-vă cu experiența dumneavoastră de oameni trecuți prin viață la ele și faceți ceea ce credeți că e bine pentru onoarea Domnului și pentru binele sufletului dumneavoastră, al familiei noastre și al acestei biserici. Lăudați să fie Domnul! Haideți să ne rugăm!